TV Buzău a prezentat ieri pe larg cazul elevei de 17 ani de la colegiul Mihai Minescu, care s-a mutat acasă la profesorul de biologie în vârstă de 53 de ani. În urma materialelor din presă, dar și apelului inspectorului școlar general Florin Stoian, protecția copilului a reacționat de urgență. Eleva a fost ridicată de la domiciliul profesorului și plasată într-un centru aparținând protecției copilului. Pentru tânără s-a instituit măsură de protecție specială prin dispoziție de plasă. În regim de urgență, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. Măsura a fost luată după ce Leva n-a respectat decizia judecătorească prin care trebuia să revină la domicilul familiei din Comuna Padina. Săptămâna trecută, după ce a fost eliberată din centrul protecției copilului, tânăra a fugit de acasă la profesorul ei. Această măsură s-a dispus deoarece tânăra se afla într-o situație de risc. Familia elevei, care mai are doar trei luni până la majorat, a depus. Plângere la poliție. Profesorul de biologie susține din potrivă că o protejează pe minoră de abuzurile părinților, și neagă supoziția că ar fi avut cu aceasta relații intime.